bla 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 bla. Salut, Adrian, mulțumim frumos că ne-ai acceptat invitația. Noi vă mulțumim că ne-ați călcat pragul curții. Noi îți mulțumim din suflet, Adiță. Și noi suntem recunoscători că ne-ați dat voie. Ce rol joci tu în acest film? Da, joc un ticălos. A trebuit să muncesc foarte mult. E un mincinos compulsiv, un manipulator, un jec de om, care e exact genul de om pe care eu îl disprețuiesc cel mai tare, ăla care are senzația că oricâte măgării ar face, totul până la urmă o să iasă bine și iese. Și de asta e plăcut să mă bălăcesc în senzația asta, că orice nenorociri s-ar întâmpla, la final totul îți fie bine. Deci, practic, nu prea găsești nicio asemănare între tine în viața reală, să spun așa, și... Am spus asta. Da, am înțeles. Da, cred că toți oamenii au în ei o doză de... Da, clar. Lumină și o doză de mai umbroasă, așa. Și acum eu mă bălăcesc în partea umbroasă a personalității mele. Și cum e bălăceala asta? E... Plăcută, păi, dar ăia... Personajele negative sunt întotdeauna cele mai savuroase. Mă rog, acum nu e cazul de personaj negativ, pentru că e un personaj care evoluează, ceea ce e foarte plăcut pentru mine. Un personaj care evoluează de la imaturitate la maturitate, de la minciună la adevăr, de la a fugi de responsabilități la a-și asuma că a greșit. E un arc foarte drăguț și foarte educativ, ceea ce nu s-o obișnuie să fac. Deci, practic, putem spune că ai parte de o partitură destul de complexă și destul da, de... Da. Poate complex e un cuvânt mare. Okay. Dar am un parcurs foarte clar și foarte neted de la ceva la altceva. Adică nu o țin langa într-o singură apă. Din câte am înțeles, tu împreună cu Cosmin și împreună cu Bogdan ați scris scriptul. Cum a fost procesul ăsta și de unde a venit ideea? Păi, beneficiul de a lucra într-o echipă este că nu ai neapărat obsesia paternității ideii. Ideea asta a fost a mea, spre deosebire de ideea cealaltă care a fost a ta. Lucrurile se amestecă acolo în bolul comun al grupa B, care suntem noi trei, și fiecare cu generozitate și bunăvoință adaugă ceva peste ideea celorlalți. Și atunci blendul ăsta e ceva mai bun decât suma părților. Deocamdată merge bine în sistemul ăsta. Și cumva s-a nimerit să aveți ideea asta și... Păi, scenariul a pornit de la o mică fraudă reală, căreia i-a căzut victimă prietenul meu Cosmin Nedelcu, și s-a pupat foarte bine cu două planuri de ale noastre mai vechi, care erau, unul, să facem un film împreună, un film de cuplu, despre prietenie sau frăție sau, în orice caz, ceva care să ne presupună în părți egale și să fie despre noi și despre ce se întâmplă între noi. Un alt criteriu a fost să ținem filmările într-un singur loc, ca să fie mai facil financiar, că încă nu avem posibilitatea să facem filmele pe care le avem în cap, dar sperăm din aproape în aproape să ajungem și acolo, să facem chestii un pic mai elaborate. Din câte am înțeles, și regia e ușor comun, am putea spune, comun. Da, da. În sensul în care niște atribuții se împart în funcție de necesitățile secvenței între noi. Oamenii preiau din atribuții ca lucrurile să meargă înainte. Ceea ce e foarte greu de făcut dacă nu ai un soi de armonie a minților care sunt implicate acolo. Dar faptul că avem un soi de gust comun și obiective comune ne ajută să putem să ne suplinim în... Deci, practic, asta. Vă completați. Fiecare vine cu o idee, cineva modifică așa și tot cum așa. Așa cum în foarte multe cupluri s-a auzit și nu era adevărat, pentru că la noi... E adevărat. Da, they complete me. E the guys. Se poate. Da, se poate. Spune-mi, te rog, am auzit de la actorii din distribuție că atmosfera e una relaxată și se poate glumi. Cine e cel mai amuzant? Cine e cu glumele la el tot timpul? Adică, oricât de obosit ar fi, găsește resurse să înveselească... Păi, Cosmin e un tip care e amuzant, mai ales când e obosit. Ok. Pentru că pică orice fel de cenzură de, bă, asta s-ar putea să nu fie amuzant, hai să tac. Mă taci! Și atunci pică absolut. Și atunci e superb. Carol Ionescu este un izvor nesecat de tâmpenii care mă fac să râd. Dar, în general, tot grupul are o dinamică foarte bună de adăugat drăcării ca să ne facem să râdeau acolo ca proști și să exasperăm uneori
oamenii care sunt responsabili ca treaba să se termine până la finalul zilei. Care e cea mai amuzantă chestie care s-a întâmplat? Nu știu, a fost random pe așa? Pe departe și... cea mai amuzantă chestie care s-a întâmplat este când în club, în timp ce filmam, au coborât doi reprezentanți ai autorităților române de la STS, care ne-au căutat pe toată calea Victoriei. Ofițerii serviciului de telecomunicații speciale au trimis echipele de salvare să scotocească. Pentru că la valierele noastre funcționau pe o frecvență care e rezervată statului român unor comunicații speciale și ei s-au activat că auzeau lucruri de genul tu, hai la cadru, replici din film. Nu toate replicile din film sunt lucruri pe care vrea să le asculte securitatea, știi? Și oamenii au venit intrigați și ne-au căutat cu o antenă de aia direcțională pe toată calea Victoriei, ne-au găsit, erau ușor transpirați, dovadă că n-au început cu noi. Au terminat cu noi. Da. Și ne-au explicat că emitem pe o frecvență pe care n-avem ce să căutăm și a început o discuție în care sunetistul nostru, Alex Dragomir, care e foarte simpatic și nimeni nu l-a văzut vreodată nervos, era foarte calm și încerca așa, tranzacțional, ca la piață. Păi bun, dar haideți să trăim și noi, să trăim și noi. Ceea ce era foarte drăguț, pentru că noi suntem totuși flancul estic al alianței. Deci Claus și Barroso, în condiții de securitate crescută, au periclitat serviciile statului, comunicațiile statului român. Da. Și asta a fost efectiv o pură întâmplare, adică... Dracu știa. A luat statul român niște frecvențe pe care mai umblam noi. Problema mea este că acum mult din ce am filmat în ziua aia e spoiler pentru oamenii care ne ascultă de obicei. Da, și asta înseamnă mai puțină securitate la filmul Claus și Barroso, ceea ce pentru mine e neplăcut. De ce numele ăsta? De ce Claus și Barroso? Pentru că multă lume cu care am vorbit se gândește clar e o legătură politică, adică sigur în filmul ăsta o să fie ceva. Nu, n-are treabă. Adică deci n-are. Sunt anumite teme pe care nu le-aș dezvolui acum ca să nu stric surpriza oamenilor la film. Sunt anumite teme care pot avea legătură cu politicul, dar foarte de departe, dar n-are nicio legătură cu domnul nostru Claus. Este foarte trist. Nu, am căutat două nume care să funcționeze bine și straniu împreună ca să creăm acest cuplu. Claus și Barroso sună intrigant. Da, eu, de exemplu, sunt intrigat și aș vrea să aflu cine e Claus, cine e Barroso și care e dinamica dintre ei. Care e replica ta preferată din film? Adică dacă ar fi să scoți o singură replică, a ta sau a altcuiva din... care, nu știu, îți umple gura ca actor, să zic așa, când o spui. Păi, una din replicile mele preferate este o replică pe care o spune Carol Ionescu, care în film joacă mirele căruia îi se face o petrecere a burlacilor. Și pentru că se sizează că prietenii lui sunt cam bădărani cu stripărița angajată pentru petrecerea lor, strigă bravo și scuze. Și chestia asta conturează instantaneu un personaj. Știi, n-ai nevoie de mai mult ca să înțelegi ce-i cu el. Puteam să fii singura replică. Da, da, n-am dat seama ce-i cu tine. Foarte. Și mai e o replică pe care din nou n-aș dezvolui eu, pentru că e un comentariu la adresa filmului românesc. Oh, da. Prietenii atunci okay. Când se plictisesc discute despre influența negativă a filmului românesc asupra educației copiilor. Mai mult să facem filme cu ce trebuie să citească ei, înțelegi? Bilă, manta bilă. Care e diferența dintre acest film și, de exemplu, Taximetriști, în care ai apărut ca un soi de cameo, să zicem așa, la care ai fost și ai participat pe parte de scriere? Da, da. E să se aștepte lumea la același stil sau la un stil complet diferit? Taximetriști era ecranizarea unei piese de teatru pe care am scris-o împreună cu Bogdan și avea niște mize un pic mai mari decât doar să distreze, doar să amuze. Pe când ăsta nu are niciun fel de pretenție de a pune probleme, de a crea dezbateri, este un film care e făcut să amuze. Sigur că nu e lipsit de probleme, că atunci la ce ne-am uitat și despre ce ar fi vorba. Dar nu își propune să pună oamenii pe gânduri neapărat, cum am făcut cu Taximetriști. O altă diferență majoră, și aici multe guri vor fi căscate, este că nu conține nici măcar o înjurătură. Ceara e de Românie, pe ce mâine a ajuns? Am făcut asta parțial ostentativ, așa, ne-am flexat noi mușchii. Dar ce mă, chiar, noi nu putem fără? Putem și noi, și domnule. Pe de altă parte, cred că nevoia publicului de filme family friendly la care să
poată merge la cinema, e una legitimă și venim în întâmpinarea acestor nevoi. Deci, practic, a fost și un statement împotriva... Într-o mai mică măsură. Da, într-o mai mică măsură, în sensul în care... Uite că se poate și așa, adică da, dacă da. Voi credeți că numai asta putem noi să facem, verificăm. Noi nu putem. Ne și da. Verificăm că vrem să vedem dacă putem să dacă, facem. Da, da. Slavă Domnului, încă n-am terminat filmările, dacă nu putem să facem până la urmă și la ultima filmare. Da, știi ce, hai mă. La ultima filmare. Hai să băgăm tot ce scosesem. Da, da. Cum crezi că o să primească publicul filmul ăsta? Niciodată nu știi. Cine spune că știe cum ce o să facă filmul, minte. Sau e optimist sau prost. Noi habar n-avem ce o să se întâmple. Sperăm ca oamenii să vină de curiozitate, să le placă și să povestească și altora că e frumos. Acest, pentru mine personal, acest obicei de a merge la cinema e ceva foarte plăcut și foarte bun. Dar nu știu dacă filmul nostru o să fie filmul care o să atragă oameni care nu merg de obicei la cinema în cinema. Sper doar să aibă o impresie bună care să se propage, pentru că n-avem mijloacele de a face noi vreo mare publicitate de asta cu elicoptere și... Da. Deci, practic, nu aveți niciun soi de așteptare vis-a-vis de, nu știu, sau o presiune suplimentară a faptului că, Doamne, trebuie neapărat. Ne-ar plăcea foarte mult să vină multă lume, pentru că filmul este o inițiativă privată 100%, nu ia bani de la CNC, nu sunt banii statului în niciun fel. De aia m-am și mirat când mi-a venit STS-ul, că era până la urmă treaba noastră. Și atunci are niște finanțatori. Și sigur că ar fi glorios pentru noi și pentru proiectele noastre viitoare ca acești investitori să-și recupereze bani. O parte sau și cu cât vine mai multă lume, cu atât ideile noastre mai năstrușnice de viitor au șanse mai mari să se întâmple. Cum crezi că ar invita personajul interpretat de tine lumea la cinema, dacă poți să faci un exercițiu de genul ăsta? Eu am auzit că filmul Klaus și Barroso vindecă toate bolile de la o persoană foarte importantă, al cărui nume nu pot să-l divulg, dar s-a ocupat cu pandemia în timp ce... Vine des pe la noi, pe la club și mi-a spus mie. Dar să nu spui și altcuiva chestia asta. Mulțumesc frumos. Eu mulțumesc. Mai am încă două întrebări și te las. Întrebările de după am terminat. De după am terminat, da, exact, fix alea. Noi suntem de la revizia de film. Vreau să te întreb dacă ai auzit vreodată, măcar întâmplător, de proiectul ăsta, revizia de film. Am auzit de revizia de film. Am și văzut o porțiune când cu taximetriști. Dar nu știu dacă sunt eu un indicator bun, pentru că eu am lucrat la filmul Taximetriști. Nu o să te întreb deloc dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut. Dar poți să mă întreb dacă mi-a plăcut. Ce rost are, mă băiat? Spune, Adrian, ți-a plăcut revizia de film? Nu știu, n-am văzut suficient. O să vreau să te rog să ne recomanzi, nu știu, un top 3 al tău de filme la care poate eventual vom face recenzi, sau un film pe care l-ai văzut recent și ți-a plăcut. Poate să fie românesc, poate să fie străin. Morții mei. Habar n-ai tu. Uite că-mi vin numai alea rele. Numai alea la care nu. Da. Dar poți să le dai și pe alea, să știi, nu. Nu, aș prefera să nu. Nu, haide. Aș recomanda Oameni de treabă, okay, pentru un rol foarte frumos pe care îl face Iulian Postelnicu. Mi se pare că are două secvențe acolo care ar trebui predate la actorie în școlile de actorie. Are o secvență de maximă vulnerabilitate făcută brici și o secvență de beție făcută brici. Deci, practic, studenți la actorie, uitați-vă la film și uitați-vă la domnul Postelnicu. Uitați-vă la domnul Postelnicu. Uitați-vă și în altele la domnul Postelnicu, dar uitați-vă mai atent aici la domnul Postelnicu. Și asta e fix ultima întrebare. Noi în recenziile noastre avem o rubrică care se cheamă M-a rupt, m-a frânt. M-a rupt înseamnă mi-a plăcut și m-a frânt înseamnă nu mi-a plăcut. Poți să ne spui deocamdată până acum în punctul ăsta ce te-a rupt la filmări și ce te-a frânt deopotrivă? Păi asta cu STS-ul m-a rupt. Okay. Pentru că nu e genul de chestie despre care poți să spui, uite, azi dimineață când am plecat de acasă nu mă gândeam că o să vină STS-ul oameni despre care n-ar trebui să știm că există, să spună, bă, dați și voi alea pe altceva. Așa. Dați mai încet, că n-aveam loc de... Deci e o chestie pe viață, nu credeam să pățesc că o să vină oamenii să spună, noi vă ascultăm, auzim tot ce spuneți. Iar acum vă ascultăm și auzim tot ce spuneți cu filmarea voastră. Așa, asta m-a rupt și de frânt m-a frânt...
programul de la filmări. Mi-a luat ceva timp să intru într-un ritm bun. Și m-a mai frânt faptul că în timp ce filmam o chestie pentru un montaj de la începutul filmului, trebuia să trec prin niște zdrențe de-astea de beteală, okay, puse în cadrul unei uși, și camera era așezată la înălțimea mea și drept spre mine, și camera are niște voalete de-astea care se deschid. Voaleta aia, pentru că era pusă camera la înălțimea mea, era paralelă cu podeaua, deci invizibilă. Și după ce s-a dat stop, am vrut și eu să mă apropii să văd dacă avem ceva utilizabil pe assist. Și am luat-o în ochișorul ăsta. Okay. Și sunt singurul actor pe care îl cunosc care a dat capul în cameră. Cunosc oameni care s-au lovit de o cameră ocazional, dar care să dea cort, capul sau... în cameră, e o reușită. Okay. O să scriu acolo, la reușit. Mulțumim. Și e și o reușită a machiajului, că jumătate de film nu se vede că era să scot ochiul cap prostul, dând cu capul în camera care se uita la mine. Mă bucur că ești ok și că ai putut să filmezi. Tipule, era mai m-a frânt. Ok, mulțumim frumos, Adrian. Ne auzim la următor.